Bun găsit! Doamne, deci ce reacție urâtă a avut Miruna la tascul acela cu usturoiul vis-a-vis de cosmin, nu-mi vine să cred. Și că mă gândesc că era o vreme când chiar îmi plăcea de Miruna, ei bine, mi s-a părut acum o persoană foarte lipsită de empatie, omul ăsta își dădea acolo sufletul, efectiv își vorsa stomacul, nu mai putea, văr mergea vărsat și a fost rău și ea îl certa că de ce s-a oprit în mijlocul tascului. Pe bune, deci era un simplu task. Nu ar fi câștigat marele premiu, era un simplu task. Mi s-a părut foarte urât din partea ei. Nu știu, are în ultima perioadă niște reacții din asta extrem de, de egoiste, de lipsite de empatie și nu mă refer față de cei din jur, că am înțeles că e o competiție dar față de Cosmin, partenerul ei de viață, viitorul ei soț, mi se pare foarte, foarte urât, foarte urât ce face. Și mai ales că Cosmin este unul dintre cei mai buni băieți de acolo din casă. Cred că Cosmin și cu George mi se pare că sunt cei mai pâinea lui Dumnezeu dintre băieți. Niște oameni sufletiști, buni, calzi, empatici cu toată lumea, cu bun simț și cu bună creștere. Deci pe bune, nu știu. Mi se pare că sunt atât de diferiți Cosmin și Miruna, încât acum văzând și reacțiile și comportamentul ei care se tot amplifică, Acum înțeleg de ce atât de mulți susținători și uh, grupul ei mare de susținători din afara casei Mirea s-a retras în susținere. Deci nu mă mai surprinde absolut deloc. Deci una e să fii ambițios, competitiv, orgolios și așa mai departe și alta e să te comporți mizerabil cu logodnicul tău. Deci e de Doamne ferește.